Mănăstirea de la Giurgene este recunoscută și căutată de credincioși pentru că adăpostește o icoană veche cu o valoare inestimabilă, recunoscută pentru miracolele pe care le înfăptuiește. Icoana se află în mănăstire, în fața altarului și o înfățișează pe preasfânta Maica Domnului, având trei ochi și două guri. Încărcătura spirituală a fost încununată cu mult har de starețul mănăstirii, părintele Arhimandrit Antonie, care, spre durerea a sute de credincioși, a trecut la cele veșnice în după-amiaza zilei de 18 februarie. Părintele Antonie a fost tuns în monahism în anul 1990 la Mănăstirea Cetățuia din Iași. Având studii de drept și teologie, a fost coordonator al multor programe de voluntariat, desfășurate prin intermediul Asociației Sfântul Nicolae a Mănăstirii Giurgeni. Urmează un material realizat de Maria Biciușcă în anul 2011, alături de părintele Antonie de la Giurgeni. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Secretele Familiei. De data aceasta ne aflăm într-un loc unde nu am mai fost, un loc cu încărcătură religioasă și istorică deosebit. Ne aflăm la Mănăstirea Giurgeni. Mănăstirea Giurgeni se află situată la 28 km de Roman, în comuna Valea Ursului, bineînțeles în satul Giurgeni. Alături de mine, și când spun alături de mine, spun că sunt foarte onorată că l-am pe părintele Antonie, care este starețul, nu știu dacă spun corect, starețul mănăstirii Giurgeni. Trebuie să spun că am o emoție în suflet, pentru că aici este un loc, așa cum vă spuneam, cu o încărcătură religioasă deosebită, cu odoare și cu icoane bisericești făcătoare de minuni. Cine nu a auzit, vorbesc de cei care locuiesc în jurul Romanului, de Mănăstirea Giurgeni. De peste 300 de ani, aici și-au găsit alinare sufletească, aici și-au găsit rezolvarea unor probleme sufletești sute și poate chiar mii de persoane. Sărut mâna, părinte! Doamne ajută! Vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația postului nostru Rom TV și în special la emisiunii mele Secretele Familiei. Dumneavoastră știți mai puțin despre emisiunea Secretele Familiei. Metaforic vorbind, ne ocupăm și noi de problemele familiei. Încercăm să mai prezentăm lumii acestea care trece prin schimbări radicale, atât sociale cât și sufletești. O emisiune care să le mai distragă atenția și să mai învățăm tânăra generație că pe lumea asta nu se trece chiar așa ca printr-o apă. Aici la Giurgeni avem încărcătură religioasă puternică, părinte. Cel puțin așa știu eu din copilăria mea. Pentru că este foarte aproape satul Giurgeni de Iuc și așa auzeam la mătușile mele, la bunicile mele, când aveau câte o problemă sufletească, când aveau câte o problemă de sănătate, spunea, hai să mergem la mănăstire la Giurgeni. Știu că sunteți acum un pic răcit, dar cred că bunul Dumnezeu a vrut să filmăm aici afară, o să filmăm și în biserică cu ajutorul părintelui Metodie, să prezentăm lumii din jurul Romanului, oamenilor obișnuiți și chiar neobișnuiți, ce se întâmplă aici la Giurgeni. Un pic așa cât puteți istoricul mănăstirii. La nu se întâmplă nimic mai deosebit față de celelalte mănăstiri. Ceea ce aveți noastră în mână sunt mărturiile multor credincioși care au avut prin experiența lor de viață, chiar de familie, problemele și toate cele care îi înconjoară. Venind până la Giurgeni, majoritatea și ceea ce și eu am spus într-un citat acolo, Maica Domnului de la Giurgeni nu întârzie și nu răspunde cu întârziere cerințelor a tuturor credincioșilor. Ea nu rămâne cu corespondența necitită. Maica Domnului de la Giurgeni, toate icoanele Maicii Domnului de altfel sunt făcătoare de minuni. Și litografiile, toate care sunt binecuvântate, sunt sfințite. Însă icoana de la Giurgeni, care este mai deosebită și însemnată, pentru că are 5 ochi, 2 guri și mântuitorul are 3 urechi. În carte nu o să se vadă prea mult, dar avem pe cea originală care este în biserică.
majoritatea cerințelor a tuturor credincioșilor cu anumite probleme de sănătate, de examene, de multe probleme care le-au avut. Și în general, noi suntem obișnuiți ca astăzi să cerem și suntem obișnuiți să așteptăm când ni se va răspunde la rugăciunile noastre. Însă la Giurgeni, majoritatea au venit astăzi, că au aflat de Giurgeni, s-au rugat că nu mâine, poi mâine aveau un examen și era un examen greu, sau o suferință, o boală, o operație. Și într-adevăr, toți care au trecut pe la Giurgeni, li s-a împlinit tot ceea ce au dorit. De altfel, cum vedeți dumneavoastră și aici, dar și în cea originală dinăuntru, este plină cu odoare, cu podoabe, lăsate tot de credincioși care au venit, s-au închinat, s-au rugat, au cerut și din simplitatea lor, din credința lor, din dragostea lor, au vrut să lase ceva, ceva scump, ce le plăcea lor mai deosebit. Și au lăsat alții verghetele, alții lănțișoarele, crucele și le-au lăsat în jurul gâtului Maicii Domnului ca mulțumire și ca de la ei să aibă și Maica Domnului un mic dar. În cartea aceasta, dacă ceea ce nu este făcută de noi, este de doamna ziaristă de la Vaslui, Mihaela Manu. O să vedeți, de fapt, cam întreaga activitatea Mănăstirii Giurgeni și multe minuni care Maica Domnului le-a făcut cu toți credincioșii care îi găsiți aici, ca mărturie. Ceea ce ei mărturisesc, că ce-au cerut și ce-au primit de la Maica Domnului. Bine, Maica Domnului a stat și o perioadă de timp foarte îndelungată, singur aici în Giurgeni, pentru că mănăstirea a fost închisă din 59, iar în 93, prin stăruințele domnului inspector Popescu Vasile, era inspector la finanțe, se trage din satul Giurgeni, prin stăruințele dânsului și cu un grup de credincioși s-au dus în 93 la înalt preasfințitul, pe atunci era episcop, acum este arhiepiscop, Eftimie, pentru a redeschide mănăstirea Giurgeni. Din 93 se redeschide mănăstirea Giurgeni, scriptic, dar nu și faptic. În 95, când am venit aici, s-a redeschis mănăstirea ca mănăstire de maici, până în 2000. Din 2000 se transformă mănăstirea din mănăstire de maici în mănăstire de călugări, care este și până astăzi, tot mănăstire de călugări. Și iată că atâția ani de zile, Maica Domnului a stat singură cu ușile închise. De luni și până sâmbătă, ușile bisericii erau închise, încuiate, iar duminica n-au fost decât doar 4 preoți de mir. În general, erau tot călugări care slujau aici și mulți dintre ei erau trimiși de la arhiepiscopie, de la centrul arhiepiscopal de la Roman, să vină să slujească, să facă cele de trebuință și apoi plecau. Și după plecarea lor, biserica iarăși se încuia. Însă Maica Domnului a stat mulți ani singură, neavând pe nimeni, era singură acolo încuiată și până în 95, când din nou s-a redeschis ca mănăstire, iar de un an și jumătate, mai bine de un an și jumătate, în fiecare zi se săvârșesc cele 7 laude. Evident, dimineața de la 8 la 10, Sfânta Liturghie, cu cele rânduite, și seara de la 6 la 9, pe becernea, cu trenea și ceasul întâi. Slujbele care se fac în fiecare zi, rânduiala care se face de altfel în orice mănăstire. La noi, până acum un an jumătate, nu s-a făcut în fiecare zi, pentru că eram foarte puțini, eram doar 2 vețuitori, vreo 2 frățiori aici, și fiindcă neavând posibilitatea de a sluji în fiecare zi, slujam doar sâmbăta, duminica și sărbătorile în cursul săptămânii. Biserica este construită înainte, cel puțin așa ne-am documentat și din carte, de 1721. De 1721 era biserica de lemn, care era sus pe deal, datorită lipsei de apă. Aici sunt foarte multe izvoare în spatele nostru, au coborât biserica de lemn, acolo unde este Sfânta Masă afară, unde se vărșim noi Sfântul Maslu seara. Și apoi biserica mare de la 1800 este construită din piatră și cărămidă. Nu are un ctitor,
este construită de călugări și de maici. A fost schit de călugări prima dată. A fost schit de călugări. Din ce, niște, după care a fost schit de măicuțe. La început a fost schit de călugări, la sfârșitul secolului al XVIII-lea, începutul secolului al XIX-lea, se transformă în schit de maici, devine mănăstire de maici, până în 59. Și din 59 se desfințează, în 93 se reînființează tot ca mănăstire de maici, până în 2000. Din 2000 se transformă, iarăși din nou, în mănăstire de călugări, da, care este și astăzi. Trebuie să spunem că aici este și un lucru foarte rar. Pe la 1900 a fost hirotonisită la rang de arhimandrit o femeie, Maica Xenia, ceea ce este foarte stareța mănăstirii, ceea ce este foarte rar. Este un rang bisericesc în slujba Domnului, foarte rar întâlnit pentru femei. Dar nu neobișnuit în biserica noastră creștină. Nu este neobișnuit, este un rang al bărbaților care îl primesc ca și rang pentru activitate, pentru anumite merite, rangul de arhimandrit. Iar ea a primit rangul de arhimandrit tot datorită meritelor ei și lucrărilor pe care le făcea pe vremea aceea. Ea este îngropată în curtea mănăstirii, a murit odată cu desfințarea mănăstirii și ea s-a îmbolnăvit și a murit. Maica Xenia Sion, arhimandrita, care pe atunci și chiar și acum la noi în biserică nu se aud ca maicile să aibă rangul de arhimandrit. Doar economul stravoforă sau stravoforă, singurul rang care îl mai pot avea maicile este stravofora, care poartă crucea și bastonul. În schimb, rangul de arhimandrit nu se oferea decât doar părinților călugări, care erau stareți sau datorită meritelor lor. Se spune că pe aici au ajuns și pașii lui Alexandru Ioan Cuza, și că lăsându-și calul pe pășune necontrolat, ar fi fost muștrului de stareța de atunci a vremii, și până nu și-a făcut canonul primit și nu și-a primit calul înapoi. Asta nu poate fi o legendă, părinte. Nu este o legendă, este transmisă din generație în generație. A fost prima lovitură a mănăstirii Giurgiun când a fost desfințată. Deci a fost desfințată pe timpul lui Cuza, atunci când el a venit și păștea calul pe pământul mănăstirii, iar stareța celor vremuri i-a ridicat calul, nu l-a dat înapoi până nu și-a recunoscut vinovăția. Dar cu primirea calului înapoi, într-adevăr, plecând la București, a fost prima mănăstire desfințată, mănăstirea Giurgeni. A fost desfințată, nu a durat mult, a stat cam un an de zile desfințată, închisă, și atunci a fost împroprietăriți oamenii, pentru că tot satul Giurgeni era pământul mănăstirii. Și atunci a fost a fost împrepetăriți oamenii pe pământul mănăstirii pentru a putea închide mănăstirea definitiv. Apoi s-a redeschis mănăstirea, dar cu averile care nu le mai avea, doar câte au mai rămas. Acum, la ora actuală, noi avem 10 hectare în jurul mănăstirii. Restul pământurilor ale mănăstirii sunt tot împrepetăriți oamenii de atunci, din generație în generație. Dumneavoastră sunteți bănățean la origine. Mișorean, da. Cum ați ales Moldova? Că părintele Serafim de la Mănăstirea Bisericană, la fel este din undeva, din zona Bistrița Năsăud, că am filmat și acolo, și spunea că aici, chiar dumneavoastră o recunoașteți în undeva, aveți, bănățenii au un suflet mai rece. Ați venit în sufletul nostru cand în Moldova, aici unde părintele Serafim spunea că este grădina Maicii Domnului Moldova. Vi se pare că probabil că nu noi ne alegem. Nu ne putem alege nici părinții, noi nu ne putem să ne alegem părinții, la fel nu ne putem alege nici viitorul și nici ceea ce noi trebuie să ajungem în viață. Am venit în Moldova acum vreo 30 de ani în urmă, dar venind la sfătuirea și la îndemnul părintelui stareț, arhimandritul Timotei, de atunci era starețul mănăstirii Hodoș Bodrog, el era moldovean,
se trăgea din Iași și el mi-a spus atunci ca să ajung la mănăstirea Secu. Și am intrat prima dată la mănăstirea Secu. Și de atunci am rămas în Moldova. Pănățenii sunt, într-adevăr, cu sufletul mare, dar foarte rece. Ați spus-o dumneavoastră, am tradus eu, chiar... Am spus-o eu și o spun din nou. Ei sunt cu suflet mare, în schimb sunt foarte reci, nu întreabă decât o singură dată. Eu nu pot să mă mai numesc bănățean, pentru că sunt de 30 de ani în Moldova. Eu întreb și de 100 de ori când vine cineva, dacă vrea un par cu apă sau... Pentru că asta am învățat în Moldova. Moldovenii sunt oameni cu sufletul bun, iubitori de Dumnezeu, ceea ce eu am căutat foarte mult. Să găsesc măcar o zonă, un loc undeva unde să putem vorbi cu Dumnezeu, prin privire, prin rugăciune. Și am găsit în Moldova, căci moldovenii vorbesc mult cu Dumnezeu, prin rugăciuni și credința lor pe care o au. Ceea ce de fapt se și vede, că atâtea mănăstiri, atâtea biserici, este o zonă cea mai binecuvântată de Dumnezeu, cu foarte multe mănăstiri, din toată țara. Părinte, putem numi o familie aici, la Giurgeni? Da. În curtea mănăstirii, o familie religioasă? Noi suntem o familie și, în general, toate mănăstirile sunt o familie și chiar Mântuitorul spune unde sunt doi sau trei. Deci spune doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt în mijlocul lor. Pentru că în toate mănăstirile în general, care sunt de obște, cum se numește, este o familie. Și noi suntem o familie, suntem în jur de 15 vețuitori în mănăstirea Giurgeni. Suntem o familie cu program liturgic zilnic, ascultările cuvenite, că trebuie să facem și ascultări. Care munceți foarte mult. Cu munca zilnică. Că aici acum se construiește. Se construiește, da. Trebuie să vă spun că dacă mă uit la mâinile dumneavoastră și a celor care slujesc aici, sunt foarte muncite. Munciți foarte mult, părinte, aici ca să reconstruiți ceea ce a fost spulberat. Este foarte multă lume care vine aici și care pleacă altfel de aici. Se muncește, dar vedeți dumneavoastră că și acasă, în familie, dacă stăm să ne gândim, toți trebuie să muncească. Ori acasă, ori în mănăstire, însă acasă muncesc pentru ei. În mănăstire muncim pentru toți. Muncim nu numai pentru noi personal, muncim pentru toți cei care vor veni și vin și stau în mănăstire. Și chiar pelerinii care vin, pentru că noi dacă sămânăm, nu sămânăm trei fire de roșii, numai pentru noi. Punem 10, că din 10 mai sunt și alții care vin să ne mănânce și atunci muncim pentru mai mulți. Însă munca cu rugăciunea împletită, într-adevăr, este o cunună binecuvântată de Dumnezeu. Oriunde este și rugăciune și ascultare, că ascultarea e mai mare decât rugăciunea, pentru că în ascultare, dacă te supui și nu cârtești, nu răspunzi cu proptitudine în ascultare, rugăciunea este mult mai ușoară de primit înaintea lui Dumnezeu. Pentru că ascultarea înseamnă smerenie, supunere. Ori în rugăciune, noi ne rugăm. Putem să ne rugăm ca și o mașină. Stă, merge motorul, consumă, dar nu produce. În rugăciune, dacă ne rugăm și mintea ne pleacă, ne gândim cu totul și cu totul la altceva, dar citim întotdeauna rugăciunea, la fel, nu producem nimic, mai mult consumăm, timpul pierdut degeaba. Însă, în ascultare, mai spunând și rugăciunea minții, sau o rugăciune care o știm, și cu ascultarea făcută cu sfințenie, atunci înseamnă că călcăm pe urmele lui Hristos, fiind binecuvântați de Dumnezeu, căci ascultarea e mai mare decât rugăciunea și cine săvârșește ascultare, liturghie săvârșește. Este nevoie, părinte, în ziua de astăzi, de ascultare, este nevoie ca familia trece prin mari probleme în ziua de astăzi. Când, acum tot repet, că nu mai ascundem adevărul. Parcă ne-am învățat numai să
Cerem și să așteptăm să primim. Avem nevoie de ascultare, de rugăciune. Vedeți, mea, cum spuneam, și în mănăstire ca și familia de acasă. La noi în mănăstire suntem o familie. La noi spun că suntem aici. Dar în general, mănăstirea este o familie. În orice mănăstire. Dar și familia de acasă. Pentru că Hristos spune în felul următor. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu sunt cu ei. Iată că în familie s-au unit deja doi, soț și soție. Dacă ei ar merge prin ascultare și rugăciune totodată către Dumnezeu, Dumnezeu este cu ei. Dar pentru că de multe ori soțul trage în dreapta, soția în stânga, niciodată nu se înțeleg, fiecare, cum se spune, își trage focul la oala lui, să-și caute dreptatea și să fie superior celuilalt, Dumnezeu pleacă. Este foarte grav dacă Dumnezeu pleacă dintr-o familie, da. Părinte. Și în ziua de astăzi, de aici a pornit și emisiunea noastră. Mereu spun că tragem un semnal de alarmă. În ziua de astăzi se întâmplă lucruri grave într-o familie. Căsătorii, auzeam o statistică în zona noastră aici, în Bacău, în căsătorii, 1000 divorțuri jumătate. Rămași copii care vor avea de suferit în viață. Familia este sfântă. Ne lipsește ceva de nu putem merge mai departe, părinte? De foarte multe ori lipsește. Ce ar trebui să facem? Cui revine sarcina? Încerc să canalizez discuția ca să aflăm cât mai multe la dumneavoastră. De foarte multe ori în familiile acestea dezbinate, spus, sau despărțite, de cele mai multe ori lipsește hrana sufletească, rugăciune. Când nu mai este rugăciune, am spus, nu mai există nici Dumnezeu. Și atunci încep să-și facă dreptate singuri. Ajungând să-și facă dreptate singuri, niciodată nu vor ajunge la un iman. Și nu are nimeni de suferit decât doar acei copii rămași în urmă, prin suferințe, necazuri, lacrimi, căci părinții ajung de foarte multe ori la concluzia că de fapt nu se mai potrivesc unul cu celălalt, își găsesc pe altcineva, ceea ce de fapt este o înșelătorie întotdeauna diabolică, dar lipsa de rugăciune este lipsa de comunicare cu Dumnezeu. Ceea ce spuneam că Dumnezeu pleacă, lăsându-i în grija vrăjmașului, căci el încearcă să pună stăpânire peste familie, îi dezbină. Ajung să se despart, copiii rămân în suferință. Ce ar trebui să facem noi, părinte? Eu, care am primit o educație aleasă, cu multă credință, am primit o educație religioasă deosebită de la bunicile mele, care nu aveau carte, de la mama mea. Cui revine sarcina, în primul rând? Eu gândesc că mamei. Nu aveau carte, vedeți, aveau foarte mult duh al lui. Știa rugăciunile, știa fiecare lucru, ne învăța, că am fost vitregiți. Eu trebuie să recunosc că nu e un lucru prea bun care îl spun eu aici. Mănăstirea a fost desființată odată cu nașterea mea. Am trecut, am fost cumva educate forțat într-o altă cale. Și totuși bunicile noastre au reușit să ne mențină credința în suflet. De ce acum când avem libertate nu știm să o păstrăm? Noi, mă refer la mame, că de aici pleacă totul, părinte. De la mame pleacă, într-adevăr, că mama este cea care face sacrificii, eforturi? Ar trebui să le facă mult mai mult. Mamele sunt acelea care ar trebui să fie ca și Maica Domnului, să fie un sprijin de învățătură, să fie un sprijin de alinare sufletească a copiilor. Însă libertatea de astăzi, care se înțelease foarte greșită de foarte mulți, noi în loc să ne bucurăm de libertatea credinței, ne bucurăm că suntem liberi și putem face orice. Și făcând orice, nu facem ce e bun. Ne alegem noi de multe ori să facem doar răul, că suntem liberi.
însă cuvântul liber ar trebui să-l folosim, suntem liberi, haide să ne rugăm, să mergem la biserică, să postim, să ne închinăm. Atunci am putea folosi libertatea aceasta ca să fie plăcută și lui Dumnezeu și Dumnezeu pune umărul și este alături de noi. Însă mamele fac și ele cât pot. Îl pot duce pe copil până la o vârstă oarecare să asculte. De la un moment dat, societatea și ceilalți din jur îl strică, pentru că ceea ce spuneam, că libertatea este înțeleasă de foarte multe ori greșit, și atunci, acasă, mama cât poate să educe. Educă până la 14-15 ani. Perioada cea mai critică este până la 20 de ani, perioada adolescenței, care de acolo se strică absolut tot. Și în general, iarăși mă întorc, lipsa de rugăciune și la mame, lipsa de comunicare cu Dumnezeu, au și el lipsă de educație. Nu mai au cum să educe copiii, pentru că n-au de unde să învețe, nu s-au rugat, nu l-au rugat pe Dumnezeu, nu s-au închinat lui, n-au cerut ajutorul lui Dumnezeu și ne rugându-l și ne cerând de ajutorul, ele n-au de unde să învețe, n-au de unde să dea. Mi-amintesc de bunica mea, după tată, care venea foarte des aici, participa la slujbe deosebite, veneau și noaptea, mi-amintesc că îmi spunea ca mod educativ. Ne așezam la masă, noi fiind copii, veniți, de acele clipe ale copilăriei, treci înapoi, fă-ți crucea, stringi masa că Maica Domnului stă în genunchi pentru tine. Mai multă povață și mai multă educație ca aceasta, nu cred că mai putem primi, părinte. Da, pentru că așa trebuie să ne învățăm copiii. Bunicele noastre, care nu mai sunt. Bunicele de astăzi, din păcate, sunt mai rele decât copiii. Ele nu știu să se închină. Ele nu știu să se roage. Și n-au de unde să învețe. Dacă cămara lor este săracă, n-au de unde să mai dea. N-au de unde să mai dea. Și atunci, neavând de unde să dea ele, acei copii n-au de unde să primească. Îmi spunea... Vă rog. Nu, vreau să vă spun că îmi spuneați mine la început, că sunt și un pic răcit. Da, nu vrem să profităm de... Da. Dar avem nevoie de pildele dumneavoastră și de... O să vi las și pe părintele celălalt, da, să mai vorbească cu dumneavoastră. Eu aș retrage. Pentru am continua tratamentul pe care l-am deluat și să rămână înăuntru, că vineri este o zi grea pentru noi, adică grea nu este, e o zi pentru că este Sfântul Maslu și atunci trebuie să intru în biserică de la ora 5 și să ies din biserică la ora 2. Ori dacă boala, răceala, nu mă lasă până atunci și nu pleacă de la mine, majoritatea credincioșilor care vor veni o să fie dezamăgiți că eu nu pot să stau cu ei. Însă acum noi vă binecuvântăm ca dumneavoastră să puteți merge să filmați peste tot, alături de Părintele Econom, Părintele Metodie, Economul Mănăstirii noastre, și o să fiți alături de dânsul și el o să puteți vorbi mai mult. Noi vă mulțumim, Părinte. Noi vă mulțumim. Să dea Dumnezeu să fim binecuvântați și dacă aveți un gând pentru toți credincioșii, mănăstirii, celor care vă calcă pragul aici, vă rog să o faceți. De multe ori, credincioșii care vin aici și când pleacă, întotdeauna vin să ceară o binecuvântare. Părinte, dați-ne și nouă binecuvântarea. Să ajungă acasă, să meargă mai departe, pentru școală, pentru anumite probleme ale lor personale. Nu rămâne decât doar să rog pe Maica Domnului, care este și stareța noastră, aici la Mănăstirea Dugen, și mama mamelor, ajutătoarea tuturor celor în nevoie și în suferință, să-i binecuvinteze pe toți care vin și calcă pragul Mănăstirii Dugen și să le împlinească toate rugăciunile și toate rugămințele lor, să-i binecuvinteze cu spor și cu ajutor. Doamne ajută, Părinte, și vă dorim multă sănătate! Înmormântarea va avea loc joi 22 februarie de la ora 10:30 la Mănăstirea Giurgeni, în prezența înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ioachim Băcăuanul.